seara și bun găsit la știri. Sunt Raluca Săcuianu și vă prezint jurnalul regional. Bebelușul de numai o lună care s-a stins săptămâna aceasta în spitalul de urgență de la Târgu Jiu nu ar fi fost rănit corespunzător. Revenim imediat cu mai multe informații, dar deocamdată să vedem și alte titluri ale ediției. Vești bune pentru mămicile din Drobeta, Turnul Severin. Noua maternitate își deschide mâine porțile. Caz incredibil la secția de cardiologie a Spitalului Județean Slatina, unde gărzile sunt asigurate doar de 2 medici. Peste 27.000 de elevi din județul Olt vor beneficia de rechizite gratuite din partea Ministerului Educației Naționale. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu susțin că bebelușul de numai o lună de zile din Baia de Fier, care a murit în unitatea medicală, nu ar fi fost rănit în mod corespunzător. Potrivit acestora, examenul anatomopatologic arată faptul că micuțul suferea de mai multe afecțiuni generate de proastă alimentație. S-a pus diagnosticul de gastroenterită ulcerativă cu adenită mezenterică, ileus mecanic, stop cardiorespirator iresuscitabil și distrofie gradul 2. Încă de la intrarea în spital, copilul a avut o suferință cu simptomatologie gastrică, vorbim despre un dezechilibru hidroelectrolitic, atât din lipsă de aport, cât și prin lipsă de absorpție. Pe perioada internării, copilul a crescut în greutate, dovadă că, asigurându-se un aport alimentar adecvat, starea copilului mergea spre bine. Aceste probleme nu pot fi, din păcate, depistate niciun spital. Copiii născuți cu asemenea probleme pot să meargă bine sau pot să se întâmple necazuri, cum s-a întâmplat cu acest copil, a declarat Ramona Oprea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Bebelușul decedat în noaptea de 27 spre 28 octombrie fusese adus pe lume de o fată de 15 ani. Ambii părinți sunt minori. Bebelușul a fost internat la spital cu gastroenterocolită, febră, diaree și răceală. După o săptămână de tratament, starea de sănătate a micuțului s-a înrăutățit, iar medicii au decis să îl transfere la spitalul din Craiova pentru a fi operat. Numai că, în timp ce erau realizate actele, bebelușul a murit. La 26 de ani de la începerea efectivă a construcției blocului materno-infantil, autoritățile au anunțat astăzi că de mâine mămicile pot naște noua maternitate din Drobeta, Turnul Severin. Investiția a ajuns să coste 60 de milioane de lei și să îndatoreze Consiliul Județean Mehedinți pe o perioadă de 10 ani cu o rată lunară de 500 de mii de lei. Chiar și așa era nevoie de un astfel de centru medical, pentru că în ultimii ani mămicile alegeau alte orașe pentru a duce pe lume copiii. Este masă de operație cu telecomandă, lămpi cialitice cu două cupole, cu 150-130 de mii de lux, aparatul de anestezie care este, care am dotare, dulacul, acolo este consola aceea folosită de anestezist și aceasta care poate fi folosită în cadrul operațiilor laparoscopice, care sunt foarte mobile, vedeți cum sunt făcute și care se pot fi manevrate foarte ușor. 80% din aparatura și mobilierul din noua maternitate sunt noi. Celelalte piese de mobilier și aparatură au fost aduse și recondiționate din vechea maternitate. În această maternitate, toate saloanele, absolut toate saloanele care sunt cu 3-4, am reușit ca să existe 4 noi, lenjerie nouă, tot ceea ce trebuie nou. Ceea ce s-a mai adus din vechea maternitate sunt o parte din aparatură. Sperăm cu sprijinul Ministerului Sănătății și în următorul timp, în anul viitor, să se modernizeze, să se aducă aparate mai performante. Important este că condițiile de aici sunt foarte bune. Într-o clădire nouă și asistentele se bucură că vor lucra. Noi lucrăm pentru pacientul. Pacientul, dacă vine și vede pereții de cojii sau... Normal că are adresabilitate mult mai redusă decât dacă vede o clădire nouă, vede totul modern. Normal că atunci și încrederea în actul medical este mult mai mare. Sperăm cu această mutare să crească adresabilitatea femeilor. Ne dorim să fiecare femeie să facă al doilea, al treilea copil. Condiții sunt, frumos este. Lucrările la clădirea blocului materno-infantil au început în anul 1988 și o lungă perioadă de timp au fost oprite. După un sfert de secol, s-au încheiat. Este vorba de o investiție de peste 60 de milioane de lei care s-a derulat de-a lungul anilor aici. Iar suma investită de Consiliul Județean în ultimii 2 ani este o sumă de aproximativ 10 milioane de lei și trebuie să
spunem și faptul că se plătește o rată de peste 500.000 de lei lunar la un credit luat de la BRD în urmă cu ani de zile, credit care a fost insuficient pentru terminarea lucrărilor la acest bloc materno-infantil. Blocul materno-infantil are 3 săli de operație, 40 de paturi pentru nou-născuți, dintre care 8 de terapie intensivă, 50 de paturi de pediatrie și 65 pentru obstetrică-ginecologie. La parter funcționează unitatea de primiri urgențe, ambulatoriul pentru tratamente ginecologice și un cabinet de planning familial. Primele femei care urmează să nască vor fi internate în noua maternitate joi dimineața. Doar doi medici asigură gărzile la secția de cardiologie a Spitalului Județean Slatina. Toate acestea se întâmplă în condițiile în care, în organigramă, apar 10 cardiologi. Însă, în momentul de față, pe lângă cei doi cu normă întreagă, mai este un doctor, șeful clinicii, aflat de 3 săptămâni în concediu. Alții doi lucrează cu jumătate de normă. Directorul spitalului cunoaște situația și știe că ambii medici fac 7 gărzi în loc de 5 pe lună. Au fost scoase la concurs posturi, dar nu s-a prezentat nimeni până acum. Potrivit conducerii unității, există promisiuni că vor veni doi cardiologi de la Craiova, dar până acum nu au ajuns. Reprezentanții instituției mai spun că vor reuși cu greu să asigure garda în lunile următoare, în condițiile în care numai anul trecut în județul Olt s-au înregistrat peste 7.000 de îmbolnăviri. Motrenii primesc căldură mai devreme decât se așteptau. Uzina de agent termic și alimentară cu apă Motru a început să furnizeze de ieri căldură în locuințele racordate la sistemul centralizat de încălzire. Decizia a fost luată ca urmare a temperaturilor scăzute înregistrate în ultima perioadă, cu toate că termenul stabilit inițial pentru încălzirea locuințelor era începutul lunii viitoare. Prin hotărâre de Consiliul Local, termenul stabilit să se dea drumul la căldură este data de 1 noiembrie în fiecare an. Dacă temperaturile sunt 3 zile consecutiv sub 10 grade, se poate furniza agent termic și mai devreme. Având în vedere că la finalul săptămânii trecute au fost temperaturi sub 10 grade, am început să dăm drumul la căldură, a spus Dorin Hanu, primarul municipiului Motru. O stradă din Craiova a fost spartă la 3 zile după asfaltare. Este vorba despre strada Toamnei, în mijlocul căreia apăruse un crater. Angajații Delta, cei care se ocupă de asfaltare, spun că aceasta s-a crăpat din cauza celor de la compania de apă, care nu ar fi tasat pământul așa cum trebuie. Pe strada Toamnei din cartierul craiovean Bariera Vâlcii, după lungi tergiversări și probleme apărute, lucrările la rețeaua de canalizare într-un final s-au încheiat. S-a trecut și la asfaltarea străzii, numai că, la 3 zile după turnarea primului strat, chiar în mijlocul străzii, pe o porțiune de câțiva metri, a apărut un crater. Muncitorii de la Delta ACM, cei care se ocupă de respectivele lucrări, susțin că asfaltul s-a surpat din cauza lucrărilor făcute defectuos de compania de apă. Reprezentanții Delta ACM susțin că angajații companiei de apă Oltenia, după introducerea nu au tasat bine pământul, iar acum, din cauza ploilor și utilajelor grele care au lucrat la asfaltare, strada s-a crăpat. Așa s-a ajuns la situația în care strada a fost spartă pentru a fi tasat pământul mai bine. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții companiei de apă, dar până la difuzarea acestei știri nu am primit niciun răspuns. Elevii din județul Olt, care provin din familii cu probleme financiare, vor beneficia de rechizite gratuite din partea Ministerului Educației Naționale. Este vorba despre 27.700 de copii, care au făcut dovada faptului că venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depășește 50% din salariul de bază minim brut pe țară. O altă condiție pentru a primi rechizitele este să nu aibă absențe la școală. Pachetele care vor ajunge la elevi au un conținut diferențiat în funcție de nivelul de studiu și o valoare cuprinsă între 25 de lei pentru învățământul primar și 30 de lei pentru cel gimnazial. Rechizitele școlare costau un stilou, pixuri, creioane, caiete, ghiozdan, șablon cu harta României și trusă de geometrie. Pentru achiziționarea acestora, județului Olt i-a fost alocată o sumă ce depășește 750.000 de lei. Vă prezentăm în continuare informațiile meteorologice. Se menține rece în următoarele 24 de ore în Oltenia. La noapte vor fi 4 grade Celsius la Slatina, Calafat, Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea și 5 grade Celsius la Craiova și Filiaș. Mercurul din termometre va mai urca mâine câteva grade și va depăși 10 grade Celsius în mai multe zone ale Olteniei. Dacă la Caracal și Slatina vor fi doar 8 grade, la Drobeta, Turnul Severin se vor înregistra 12, iar la Târgu Jiu 13 grade Celsius. Jurnalul regional a ajuns la final. Sunt Raluca Săcuianu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!